Salutări tuturor și bine v-am regăsit la o nouă ediție de Biletul Săptămânii. Deschidem combo-ul nostru cu un duel din Liga Campionilor și ne îndreptăm atenția către confruntarea dintre Priștina și Ferencvaros marți la ora 21, pentru care am selectat o variantă de pariere în cotă de 1.62 și anume 2-4 goluri în meci. Mizăm pe faptul că în meciul tur ambele echipe au jucat extrem de deschis și s-au concentrat în primul rând pe faza ofensivă, iar tot din cea mai importantă competiție europeană am extras o selecție și pentru partida dintre Legia Varșovia și Bodo Glimt, programată miercuri de la ora 21. De această dată pariem pe o victorie cu handicap 0 a polonezilor, lotul acestora fiind net superior din punct de vedere valoric. În continuare am ales să investim în două meciuri din Copa Libertadores. Boca Juniors va întâlni pe Atletico Mineiro miercuri de la ora 1:15 dimineața ora României, iar River Plate va întâlni pe Argentinos Juniors joi de la ora 3:30 dimineața ora României. Ne axăm pe evoluția formațiilor cotate cu prima șansă în vederea obținerii victoriei, iar pentru Boca am ales șansa dublă 1x, în timp ce pentru meciul celor de la River Plate am ales pariul 1 solist. În final închidem combo-ul nostru cu selecția 1-4 goluri în meci aleasă pentru pariera dintre FC Botoșan și FCSB din cadrul primei runde a noii ediții din Liga 1 România. Puse pe același bilet, cele 5 selecții alese totalizează o cotă de 5.32. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit până la final, vă doresc mult succes. Nu uitați de aplicația Super 12, unde puteți câștiga 10.000 de lei săptămânal, să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Până data viitoare, toate cele bune, pe curând!